Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o temă nouă și, bineînțeles, cu un nou invitat. Fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem un bun venit domnului Ioan Ciobotă, redactor la Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Nelu, bine ai venit la noi în emisiune. Cătălin și Florin, chiar mă bucur să fiu împreună cu voi și Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc și eu îți sunt recunoscător pentru răspunsul tău pozitiv la această invitație. Ne știm de foarte multă vreme, am discutat de-a lungul timpului multe subiecte împreună. Iată-ne că de data aceasta, a zice poate pentru prima dată, ești invitat în emisiunea pe care o fac eu. Iar trebuie să spunem că de obicei tu ești acela sau tu ai fost acela care m-a invitat și vreau să spun că am avut experiențe și emisiuni foarte frumoase împreună cu tine. Nelu, ești un jurnalist cu experiență, oamenii te știu foarte bine, ești în Radio Vocea Evangheliei Timișoara practic de la început și de asemenea ești foarte cunoscut pentru o emisiune care trece dincolo de granițele, să spunem, stației voastre, și anume este vorba despre La Ordinea Zilei, se poate asculta și în alte stații și bineînțeles pe internet. Așa, spune câteva lucruri, pentru că pentru mine ești o sursă de inspirație, o sursă de încurajare și trebuie să recunosc lucrul acesta și mă bucur că Dumnezeu se folosește de tine. Și ca să intrăm puțin în contextul subiectului de astăzi, care este un subiect foarte frumos, hai să-l spunem, este vorba de avem sau nu avem nevoie de presă creștină. O să vedem împreună despre ce vom discuta. Dar hai să ne spunem câteva lucruri despre tine. Cum ai început și care e, să spunem, istoria acestei emisiuni foarte faimoase, La Ordinea Zilei? Am început, cred că în 2012, nu mai știu exact când am început, dar de o grămadă de ani, 2012 sau 2013, am început și La Ordinea Zilei și mai am o rubrică tot la amiaz, Lumea pe scurt, mi se potrivesc mănușă, deci din totdeauna am fost atras de tot ce înseamnă știre, mass media. Îmi amintesc o chestie interesantă, Cătălin, eu am crescut la Alba Iulia și pe vremea când am crescut eu, așa, erau în gara din Alba Iulia, pe o linie moartă acolo, erau trase niște locomotive din alea vechi, așa cu abur, știi? Și îmi plăcea, mergeam sâmbătă după masă, am luat eu ceva reviste din astea așa de actuale, revista Lumea și alte reviste, și mă duceam cu bicicleta, nu știu ce, îmi plăcea să stau în locomotivele alea vechi, abandonate acolo pe o linie moartă, și să citești ce se întâmpla în lume. Am fost curios dintotdeauna, iar în momentul când mi-am dat seama că tot ceea ce se întâmplă în lume are un scop, are o logică și că Dumnezeu este în control, chiar dacă cel rău este Domnul văzduhului deocamdată, dar Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Așa că în momentul când colega noastră, Cristina Olariu, care este directoare la Vocea Evangheliei Timișoara, mi-a încredințat această emisiune, am fost mai mult decât bucuros. Slavă Domnului, mă bucur să aud asta și vreau să le explic și telespectatorilor. Emisiunea la care noi tocmai participăm acum este, să spunem așa, la fel de inspirată din ceea ce faci tu. Este un fel de La Ordinea Zilei, dar cu alt nume și cu alte, să spunem, cu imagini, da? Facem emisiunea aceasta video. Practic încercăm să tratăm subiectele, practic ceea ce faci și tu, de fapt, să tratăm subiectele acestea ale agendei zilnice, să le punem în discuție și mai mult să ne uităm la ele prin Sfânta Scriptură. Să vedem ce spune Biblia despre realitatea aceasta. Nelu, ne întoarcem la titlu și ești un om experimentat, lucrezi de mulți ani, știi ce înseamnă presă, ești încă de la începutul stației de radio RV Timișoara. Ai văzut practic tot parcursul acesta, în primul rând al stației la care ești și de asemenea al oamenilor de presă cu care te-ai interacționat, te-ai întâlnit, colegii tăi și alții. Practic ai văzut ochii tăi ce a însemnat dezvoltarea presei creștine în România și pornind de la această realitate, de la această, să spunem, părere pe care tu ți-ai făcut, aș vrea să vedem dacă într-adevăr, după atâția ani de presă, în care trebuie să recunoaștem că nu e cel mai ușor lucru, poți să spui că merită sau că nu merită. Este o ocupație care, într-adevăr, e cu folos, ajută pe cineva sau nu ajută pe cineva. Te simți util sau nu? E o întrebare pe care eu mă pun și trebuie să recunosc că uneori am acest gând de... care îmi vine că zic, doamne, e ceva ce oamenii au nevoie, ce faceți noi? Au nevoie de o voce, au nevoie de cineva sau presa seculară, presa aceasta mainstream este suficientă, sunt atât de multe canale, atât de multe breaking news-uri, oamenii au de unde se hrăni. Ce părere ai? În 25 de ani de Radio Vocea Evangheliei, un sfert de secol cu ajutorul lui Dumnezeu, am împlinit anul ăsta, au fost vreo 2-3 momente când eram convins că ar trebui să-mi dau demisia și să plec. Dar Dumnezeu a hotărât altfel și lucrurile s-au desfășurat altfel. Da, cred că este nevoie de presă creștină și mai mult decât atât, îți dau un exemplu, Cătălin. Chiar ieri am avut în rubrica Lumea pe scurt, am avut o corespondență de la unul dintre voluntarii noștri, a participat la o conferință online națională, conferință despre podcasturi, tot felul de podcasturi. Și foarte interesant că Biblia audio este pe un loc fruntaș, nu știu dacă nu era pe primul loc la podcasturi, nu știu la ce categorie, dacă la toate sau nu, Biblia audio împreună cu alte câteva podcasturi creștine. Deci, ideea este că oamenii au nevoie, spunea cineva, atunci când au fost atacurile din 2001 asupra turnurilor gemene, la un moment dat spunea o cunoștință, soția unui vecin de unde locuiam atunci, spunea: în sfârșit am văzut și eu o catastrofă ca lumea. Deci, acum nu știi ce să faci, să râzi sau să plângi, dar oamenii sunt atât de inoculați, cum se spune acum în contextul vaccinului, sunt atât de inoculați de rău, încât pare ciudat să audă și lucruri bune. Spunea un altcineva tot din jurnalism, o cunoștință s-a dus cu o anumită problemă la o stație de televiziune locală în Timișoara și cei de acolo i-au spus: domnule, dacă nu-i cu sânge, cu violuri sau cu accidente, nu ne interesează problema ta. Deci, ideea de bază este, în spatele oricărei instituții de media, sunt valorile celor care realizează emisiuni. Și ținta principală este ratingul. Ratingul, așa cum spuneau respectivii de la postul de televiziune, ratingul este făcut de sânge, violuri, crime, războaie, lucruri cât mai dure. Deci, revenind la întrebare, dacă avem nevoie de presă creștină, orice om care vrea să se oprească, să ia o pauză, să stea de vorbă cu inima lui, cu sufletul lui și cu Dumnezeu, are nevoie de presă creștină. Clar, 100%. Și televiziune, ce faci tu, felicitări și chiar încurajez pe toți care urmăresc emisiunea să te susțină, ai nevoie de echipă, ai nevoie de oameni, de bani, la fel ca peste tot, dar acum, pentru că sunt în emisiunea ta, chiar încurajez să te susțină. Deci este nevoie de presă creștină, de televiziune și mai sunt televiziuni în România, de radiouri, mai sunt radiouri în România, de site-uri online, toate cu un mesaj creștin, un mesaj despre pace, despre dragoste, despre bucuria pe care Dumnezeu poate să o dea oamenilor. N-am fost creați pentru lucruri destructive, ci am fost creați ca să stăm de vorbă în bucurie, în pace și în liniște cu Creatorul nostru. Deci este nevoie 100% de mass media creștină. Da, presa, slavă Domnului, mulțumesc foarte mult pentru apelul pe care l-ai făcut. Într-adevăr, așa este, e nevoie de multă rugăciune, este nevoie de suport, este nevoie de încurajare și ori de câte ori primim aceste lucruri, să știți că ne bucurăm, stimați prieteni. Dar dacă punem în balans cele două, să spunem, modele de televiziune pe care le vedem foarte prezente astăzi, nu numai de televiziune, de presă. Pe de o parte o tabloidizare, ceea ce spuneai tu până mai devreme, deci practic o televiziune a știrilor rele, da? O tabloidizare, practic în ceva apocaliptic și pe de altă parte noi și alții, o televiziune a veștilor bune, sau cum spune în engleză, good news, mass media, da? Practic, noi știm cine este vestea bună, da? Este Evanghelia și noi încercăm la un nivel mult mai redus să facem tot ce se poate cu ceea ce avem la dispoziție, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să ducem veștile acestea până la marginea pământului. Acum, te rog. Vreau să-ți dau un exemplu la ceea ce spuneai. Chiar de astăzi citeam o știre BBC și-a cerut scuze de la telespectatori și BBC, care este un model de deontologie sau era că în ultima vreme susține neomarxismul, din păcate, și-au cerut scuze pentru un interviu din anul 1995. În 1995, prin mijloace mărșave, înșelătoare, au obținut un interviu de la prințesa Diana. Cum au făcut? I-au spus prințesei Diana că este urmărită de Casa Regală, spionată. Într-un fel au alimentat paranoia ei atunci, oricum eram probleme în familie, și ea în interviu a spus despre faptul că în mariajul ei sunt 3 persoane. Până la urmă, prințul Charles al Marii Britanii a și luat-o în căsătorie pe Camilla, dar ideea revenind la mijloacele prin care BBC a obținut acel interviu și realizatorul acelui interviu a primit chiar un premiu BAFTA pentru acel interviu, s-a dovedit că a fost obținut prin mijloace absolut mărșave. Și William, unul dintre băieții prințesei Diana, spunea acel interviu a afectat și mai mult relația dintre tatăl său și mama sa. Deci, revenind la ideea de deontologie și te uiți la BBC și totuși te aștepți să nu se fi întâmplat așa ceva, ne mai vorbim de celelalte instituții de media care, pentru care ratingul este un mic Dumnezeu, așa între ghilimele. Noi, ca și presă creștină, și nu vreau să spun că telespectatorii noștri sunt mai deștepți decât ai lor, știi că e gluma cu ascultătorii noștri sunt mai deștepți decât ai lor, dar noi, ca și presă creștină, chiar nu încercăm să manipulăm de dragul ratingului. Chiar încercăm să prezentăm și lucrurile care nu au neapărat legătură cu spiritualitatea, dar în special lucrurile care au legătură cu spiritualitatea să le prezentăm fără a manipula pe cineva. Adică în momentul când îi spui unui om că este păcătos, că îl așteaptă iadul, dar că există salvare prin Domnul Iisus Hristos, există mântuire, există viață veșnică, există rai, acolo nu este manipulare, ci este transmiterea Evangheliei. Așa este. Slavă Domnului că facem lucrul acesta și chiar îi îndemn și pe cei care ne ascultă și vor să se înregimenteze în lupta aceasta de ducerea Evangheliei până la marginile pământului, inclusiv prin lucrarea media, să o facă. Sunt bineveniți în mijlocul nostru și cu această, să spunem, dorință vrem să mergem până acolo unde Dumnezeu chiar are nevoie de noi, da? Dumnezeu practic are nevoie de vocea noastră absolut oriunde. Nelu, vreau să mai discutăm. Presa seculară, presa mainstream, a avut un rol și are de fapt încă un rol foarte important în vremea aceasta, în special în generarea sau întreținerea anumitor conflicte, anumitor probleme. Dacă ne gândim, și vreau să tratăm două, să zicem, poate cele mai cunoscute. Una dintre ele, în care încă suntem de un an și ceva, este problema pandemiei. Și aici vorbim despre starea aceasta de alertă, starea aceasta de îngrijorare, de frică, care s-a indus prin presă. Trebuie să recunoaștem și lucrul acesta. Pe lângă boala care a existat, presa a jucat un rol important. Și apoi vorbim și de ceea ce se întâmplă în Israel. De astăzi s-a intrat într-o stare de pace. Vedem cât va ține, dar asta este vorba de un conflict mult mai vechi. Dar hai să ne uităm întâi la pandemie și apoi la starea aceasta care normal ar trebui să faciliteze vindecarea, ameliorarea, și aici mă refer în special la vaccinare. Cum vezi tu lucrurile? Cătălin, și tu ai trecut prin coronavirus și eu am avut în familie persoane și mulți dintre cei care urmăresc emisiunea, unii au trecut asimptomatici, unii ușor, alții greu și alții au trecut din viața aceasta sau au persoane care au trecut din viața aceasta, clar. Deci nu negăm, există. Însă, pentru mine, un beculeț roșu s-a aprins anul trecut în starea de urgență, când Guvernul României a alocat mass-mediei 40 de milioane de euro. Am zis, wow, stai un pic. Mass-media, până la urmă, așa, lucrez în mass-media, cum spun, de un sfert de secol, dar mass-media este un moft. Nu este o fabrică de pâine, nu este o fabrică de lapte, nu este o fabrică de o uzină de apă. 40 de milioane de euro mass-mediei? De ce? Și spun de ce. De 14 luni, de când a început pandemia, dacă cineva îndrăznește să spună ceva puțin diferit de ce afirmă autoritățile, mass media îl calcă în picioare. este conspiraționist, este cu Putin, este cu... Nu poți să ai o altă părere. Deci nu există un punct de vedere echilibrat. Chiar le spuneam unor prieteni, dacă mass media din România, timp de o lună de zile, doar n-ar mai spune nimic de coronavirus. Nu, nici să spună nici că e rău, nici că e bun. Nici să se vaccineze, nici să nu se vaccineze oamenii. Doar să nu mai amintească cuvântul coronavirus. La toate buletinele de știri și pe toate canalele și pe toate site-urile, probabil că lucrurile s-ar liniști mult mai mult decât în întreținute de mass media. Deci, cred că a fost o problemă sau cred că a fost un țel asupra căruia nu vreau să mă exprim. Faptul că s-au dat 40 de milioane de euro mass mediei anul trecut în plină pandemie. De ce? Pentru că nu mai aveau reclame. Da, bun, păi și atunci au fost atâtea fabrici care s-au închis sau care au avut probleme sau atâtea ramuri ale industriei. Bun, deci revenind la problema cu virusul, cred că mass media a alimentat această... la un moment dat, chiar mi se pare acum cu vaccinarea, deci lucrurile s-au stins foarte mult și știu, chiar sunt secții de spital care se închid pentru că nu mai sunt bolnavi și nu pot decât să dau slavă Domnului pentru acest lucru. Am un caz din America, de exemplu, o știre, nu știu, de la tine am luat-o, cred că era de ieri. Da. Și apropo, mulțumesc pentru știrile care ni le dai. Președintele american, Joe Biden, spunea cei care nu vor se vaccineze vor plăti prețul. Ce înseamnă asta? Și la ei scad foarte mult cazurile de coronavirus și totuși vor să vaccineze și copiii acum. Continuă această sarabandă vaccinării, parcă sunt disperați să vaccineze. Deci, nu comentez dacă să ne vaccinăm sau să nu ne vaccinăm, dar această disperare îmi trezește suspiciuni, care este ținta, ceva nu este echilibrat. Deci, revenind adică în contextul acesta cu virusul, dacă mass media ar tăcea, cred că lucrurile ar fi altfel. Am avut o cunoștință, era internat în spital, într-o formă destul de agravată, cu coronavirus, și l-am sunat, un prieten, l-am sunat și l-am întrebat ce faci. Zice, stau cu masca pe figură. Da, zic, îmi pare rău de tine că ai ajuns să faci o formă gravă de COVID, dar zic, cât ai oxigenare? Zice, 99%. 99. Și de ce stai cu masca pe figură? Păi poate îmi scade. Păi bun, îți scade la 96, la 94, la 92. Îți pui din nou masca pe figură. De ce stai cu masca pe figură? Nu. Păi zic, vrei să-ți faci 140% oxigenarea? Nu, că trebuie să stau cu masca pe figură. Și mi-am dat seama, deci este o condiționare. Deci oamenii chiar se tem, în mod real. Nu se prefacă se tem, dar de unde vine această condiționare, această teamă? Din frica indusă. Din frica indusă, exact. Pe toate canalele, atâta breaking news și atâta, să spunem, temere rostogolită prin toate formele acestea de media a adus la această stare. Tocmai s-a dat... 0,04% este rata mortalității datorită coronavirusului pe planetă. 0,04%. Zilele trecute... doamna ministru a Sănătății spunea că au decedat într-un an de zile 250 și ceva de persoane, având prima cauză COVID. Apoi câteva zeci de mii, având a doua cauză COVID. Deci, stai un pic, nu ne jucăm așa cu cifrele. Deci cu explicațiile. Prima cauză COVID, 256 de persoane. Cât reprezintă asta din populația României? Reprezintă 0,00004. Deci încă 4 zerouri după virgulă până la 4. 256 care au murit având prima cauză COVID, nu a doua sau a treia. Deci, da, s-a jonglat foarte bine cu cifrele. S-au jonglat foarte bine cu cifrele și presa a avut un rol foarte important. De aceea și tu și colegii tăi și noi am încercat să fim, să spunem, corecți în prezentarea a tot ceea ce înseamnă. N-am îndemnat pe oameni nici să fie neglijenți, nici să nu se ducă să se vaccineze dimpotrivă, dar vorbesc în calitate de om care a trebuit să-mi fac vaccinul și n-am nicio problemă cu asta, dar... Nu te apuci să-i stresezi pe toți cei cunoscuți ai tăi să-și facă vaccinul. Este... Faceți-vă tot. Nu. Demnitatea umană mă lasă, îmi permite să aleg și îndemn pe telespectatorii noștri să fie conștienti de tot ceea ce fac, să aleagă în cunoștință de cauză și să decidă ce vor face, fără să fie presați, constrânși. Că de fapt asta se încearcă, Nelu, și știu că și tu ai tratat subiectul acesta. Până la urmă, tot ce înseamnă aceste... Deci nu e obligatoriu, dar prin diverse mijloace se încearcă constrângerea. La un moment dat trebuie să faci asta dacă vrei să ieși, dacă vrei să te duci la concert, dacă vrei să știu eu, poate le vor veni ideea să zic, dacă vrei să mergi la biserică. Mare, da. Acum vor să vaccineze și copiii, cu toate că lucrurile s-au stins. Deja copiii și-au început orele în clasă. Ne mai vorbim de un an de pandemie în care afecțiunile mentale la copii, la oameni, au crescut enorm. Anul trecut, în plină stare de urgență, au fost blocate, eu știu, județe întregi pentru 30 și ceva sau 40 de cazuri. Mi-amintesc anul trecut, la început, când erau oamenii luați cu izoleta. Toată lumea ne temeam că va fi un fel de ciumă bubonică, va fi ceva catastrofal, care s-a dovedit a nu fi. Există această boală, dar nu este așa de catastrofală cum ni s-a indus. Și nici acum, dar totul se continuă vaccinarea, din contra, acum vorbesc despre al treilea rapel și apoi vorbesc despre vaccinare an de an. Da, nu mai pun întrebări aici despre bani și despre cine câștigă în pandemie și despre cum s-au făcut achiziții fără licitații publice. Asta e o altă discuție, dar, cum ziceam, rămânem la presă creștină. Da? Exact, presă creștină. Trăim și noi realitate. Dar oamenii, exact creștinii, oamenii celor care noi le adresăm, și știu că Radio Vocea Evangheliei este ascultat numai de oameni creștini, absolut toată lumea poate asculta, mai ales de când sunteți acum pe internet, pe Facebook, este practic accesibil în orice cor de lume. Sunt oameni care vor să audă și o altă interpretare. De obicei, presa seculară nu se mulțumește în a da știrea respectivă sau informația, ci dimpotrivă induce și o anumită interpretare care de obicei este spre stânga, spre zona progresistă, spre zona de manipulare. Noi ce trebuie să facem, pe lângă faptul că dăm o informație corectă, încercăm și noi să o prezentăm în lumina adevărului. Și adevărul, bineînțeles, este Domnul Hristos. Nu ne vom putea abate de la adevăr, nu ne permitem în calitate de creștini, deși suntem jurnaliști, nu ne permitem să ne abatem de la adevăr. De ce? Pentru că noi avem, să spunem, un șef mai mare decât, știu eu, șeful de stație sau știu altcineva, care este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne permite sau ne spune, să ne învață să vorbim adevărul, să fim reprezentanți ai adevărului. Și atunci e clar că ne dorim ca acest adevăr să se audă și prin gurile noastre și vom face tot ce se poate să facem acest lucru. E o luptă pe care o dăm. Mi-amintesc că la vreo 5 ani după ce a căzut Ceaușescu, cineva, 5 sau 10 ani, cineva a găsit niște comunități undeva prin munți pierdute care habar n-aveau că a căzut Ceaușescu. Nu știau, după 5 ani de la Revoluția din 1989, nu știau ce s-a întâmplat în țară, ei își vedeau frumos, liniștiți de munca pământului, de animalele lor, aveau o viață din asta așa superbă. Acolo, în munte, cu greu, nouă ni se pare greu. De ce? Că nu mă duc să iau... Eu știu, nu-mi vine apa la robinet și am nevoie să mă la fântână sau la izvor. Deci oamenii nu erau la curent cu realitatea. La fel acum, dacă am merge undeva în munți și am găsit, eu știu, niște oameni singuri care trăiesc acolo de mult timp, s-ar putea să nici să nu aibă habar despre coronavirus, că a existat coronavirus sau că ce s-a întâmplat. Ei își trăiesc viața liniștit și în pace. Da. Cu siguranță sunt oameni care sunt mai sănătoși doar pentru faptul că nu se uită la televizor sau știu eu, nu se uită la canalele acestea care, într-adevăr, nu numai că nu ne ducă, ne și îndobitocesc. Nelu... Chiar făceam cu niște cunoștințe de la biserică, te tot întrerup, Cătălin, scuză-mă, duminică ne-am spus pentru săptămâna asta, i-am spus, hai să facem o înțelegere între noi săptămâna aceasta, la un grup de studiu la biserica pe care o frecventez în Timișoara. Și le-am spus așa, facem o înțelegere, o promisiune, fiecare pentru el însuși, nu ating WhatsApp, Facebook, canale de știri în nicio zi decât după ce m-am rugat o oră și am citit măcar vreo 4 capitole din Biblie. Deci dacă am timp să mă uit la Facebook, ce mi-a mai scris ăla și ce mi-a mai trimis ăla și să mai... Sau am timp să intru pe WhatsApp și să văd cum își trăiesc alții viața sau chestii de genul acesta, dar spun că n-am timp pentru Dumnezeu, este o problemă. Deci hai să facem noi o înțelegere, ne rugăm o oră pe zi, citim 4 capitole și după aceea ne uităm și la WhatsApp și la Facebook și la ce vrem noi. Liniștea și pacea pe care o primești când îți începi ziua cu Dumnezeu, în rugăciune, stând în rugăciune cu Creatorul, cu Cel prea înalt. După aceea îți dai seama că toate celelalte sunt așa, nimic, sunt praf, sunt un abur care pierd. Așa este și să ne ajute Dumnezeu să facem lucrul acesta. Știu că trebuie să le facem, e greu câteodată să nu punem mâna pe telefon, să ne abținem, e dificil, dar trebuie să facem, trebuie să ne dăm silința și cu siguranță vom putea să facem asta, Nelu. Vreau să tratez cu tine și un subiect, acum dacă te uităm la Realitatea la zi, da, să tratăm și puțin subiectul acesta al conflictului dintre Israel și Hamas, da, să fim foarte real și în această expunere. Ai văzut, ca de obicei, canale de știri, inclusiv mă uitam aseară, în seara aceasta o să apară pe la noi pe canal de YouTube expunerea ambasadorului, trimisului Israelului la Națiunile Unite. L-am tradus azi noapte și astăzi o să apară, în seara aceasta. Am văzut o discriminare sau o dublă măsură mare în tot ce a însemnat presa, inclusiv în România, față de ceea ce înseamnă evenimentele acestea care s-au întâmplat în ultimele 11 zile. Un conflict destul de vechi, da? Dar de data aceasta lucrurile s-au întâmplat cu un impact mult mai mare, au fost mii de rachete, presa întotdeauna a acuzat Hamasul și se știe că folosesc copiii și femeile, de fapt populația civilă pe post de scut. Toată lumea, inclusiv aseară urmăream în discursul Națiunilor Unite unor mai mulți reprezentanți, nu numai țări arabe, ci și inclusiv din Europa seculară, care acuzau Israelul că atacă Gaza. E o mică, mare diferență. Probabil cel mai mare dușman acum al tuturor este acest Iron Dome, scutul acesta antirachete pe care Israelul are și probabil dacă n-ar fi existat, ar fi fost un mare dezastru în Israel astăzi. Pornind de la aceste evenimente și modul în care tu l-ai văzut pe canal de știri și modul în care tu l-ai prezentat, că și tu ai discutat despre asta, cum vezi tu realitatea aceasta? Cât de greu este să reziști cu informații corecte într-o lume în care toată lumea minte și manipulează? Da, e o întrebare foarte bună. Ți-aș da un exemplu, așa, ca să construiesc un pic. Conflictul dintre evrei și arabi se trage de mii de ani de la Avram. Deci ei, de fapt, evrei cu arabii, sunt frați după tată de la Avram. Isaac și Ismael au fost copiii lui Avram. Avram o avea pe soția lui Sara și Dumnezeu i-a promis că îi va da un moștenitor, dar avea deja, se apropia deja de 100 de ani când l-a avut pe Ismael. Sara, din nou, la rândul ei era în vârstă și Avram s-a gândit să-l ajute pe Dumnezeu. Și Sara i-a spus, bine, ia una dintre roabe, se practica atunci, nu știu exact cum era, ia una dintre roabe și să avem un copil de la ea care să se nască pe genunchii mei și va fi moștenitorul nostru. În fine, de acolo se trage, deci evreii cu arabii sunt frați de la Avram, sunt frați după tată. Însă, din totdeauna a fost acest conflict continuu între evrei și arabi. Ceea ce se întâmplă acum, mă gândesc prin prisma și la fiecare știre pe care o aud. Încerc să o analizez din mai multe puncte de vedere. Și mă gândesc, de exemplu, prin prisma a ceea ce s-a întâmplat în momentul când a fost, îți dau un exemplu, a fost legalizat avortul în Statele Unite. Spunea, nu mai știu cum îl chema, era directorul celei mai mari clinici de avorturi din Statele Unite. Aproximativ 75.000 de copii au fost omorâți de mâna lui. Și el spunea, noi am constituit un grup, am fost 5 persoane din elită, care am constituit un grup de presiune asupra mass-mediei și am furnizat în continuu rapoarte mincinoase mass-mediei. Și am spus, atâtea femei mor datorită avorturilor empirice, pe care ele le fac acasă în bucătărie. Și din cauza asta trebuie legalizat avortul. Însă, dacă până atunci, până înainte de avort, mureau, să zicem, 10.000 de femei datorită avorturilor care erau făcute în condiții insalubre, după avort, dintr-o dată, numărul copiilor avortați în Statele Unite a crescut la 1,5 milioane. Deci înainte pierdeai 10.000 de persoane și acum, după legalizarea avortului, pierdeai 1,5 milioane de persoane. Deci, ideea era de manipulare și omul spunea clar, am manipulat în mod intenționat, am furnizat cifre mincinoase. Acum, în conflictul acesta dintre Israel și Gaza, Dumnezeu să dea pace. Așa ne suntem învățați în Biblie să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Netanyahu este primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, era pe punctul de a nu mai fi prim-ministru și de a fi și anchetat penal pentru corupție. N-au reușit, au avut vreo 3 sau 4 runde, mi se pare, de alegeri și n-au reușit. Totul era pe muchie, n-au reușit să constituie un guvern. Într-un fel, ceea ce se întâmplă acum va înclina balanța spre Netanyahu sau spre partea cealaltă. În ce măsură aceste lucruri sunt întâmplări, doar Dumnezeu știe. Mă bucur, pe de altă parte, pentru faptul că s-a ajuns la un acord și Dumnezeu să dea pace și să se oprească. Au fost victime și de o parte și de alta. Ne pare rău pentru familiile celor care au murit, și pentru familiile celor din Israel, și pentru familiile celor din Gaza. Pentru noi, ca și creștini, toți au valoare egală înaintea lui Dumnezeu. Evrei, arabi, români, ruși, americani, japonezi, albi, negri, homosexuali, heterosexuali, indiferent de care ar fi categoria, înaintea lui Dumnezeu avem valoare egală. Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți. Deci, pentru noi ca și creștini, cred că este important să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea în lumea arabă, să se oprească tot ceea ce se întâmplă acolo, dar ca și oameni ne punem întrebări, care este scenariul, de unde vine. Așa este, știm că Dumnezeu ține în mâna Lui universul, El este în spatele tuturor lucrurilor, El este Cel care guvernează și El pune și dă jos împărați și regi, președinți și prim-ministri, așa că ne încredem că tot ce se întâmplă este cu permisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce are de făcut. Aș mai adăuga aici ceva din observații. Conducerea Israelului nu-L pune pe Dumnezeu în primul rând ca apărător, ci ei se bazează pe forța lor armată, pe militarii lor, ceea ce într-adevăr este o armată de renume în lume, armata israeliană, dar cred că ar fi mult mai înțelept din partea lor să se bazeze, să spună că de fapt Dumnezeu este cel care îi protejează. Deci în momentul când spui doar eu, prin forțele mele armate, prin înțelepciunea mea, prin inteligența mea pot să mă apăr, atunci ai o problemă. Pentru că de fapt Dumnezeu este apărătorul. Și cu poporul Israel Dumnezeu are un plan special, specific, nădăjduim, așteptăm ziua când tot poporul se va întoarce la Domnul, însă cred că ar fi frumos din partea conducătorilor Israelului să nu se bazeze doar pe scutul de fier, pe cupola de fier, cum spuneai, sau pe sistemele de informații, pe serviciile de informații, ci să se bazeze, să spună avem nevoie de Dumnezeu, fără Dumnezeu nu putem. Lucru care m-aș fi așteptat, de exemplu, și la președintele Iohannis, să-l spună în pandemie sau la conducerea țării noastre. Oameni buni, avem nevoie de Dumnezeu. Suntem într-o situație cu care nu ne-am mai confruntat, avem nevoie de Dumnezeu. Mai rar auzi liderii lumii de astăzi să spună despre Dumnezeu. E mai la îndemână să spună orice altceva decât să ne ajute Dumnezeu, sau ai văzut că și Biblia deja a început să dispară din instituțiile acestea publice, din Parlament și din alte locuri unde de obicei Biblia își avea locul ei. Nici măcar la nivel formal nu mai este prezentă și până la urmă secularizarea aceasta o vedem cu ochii noștri, ne atacă din toate locurile, inclusiv la nivelul educației, la nivelul, să spunem, măsurilor care se iau în legislație. Tot ce se întâmplă este împotriva sau pentru izolarea creștinilor. Nelu, aș vrea să ne apropiem de încheiere și înainte de a încheia, aș vrea să te rog să tragi o concluzie, așa, pornind de la titlul nostru, de la ceea ce vrei să faci și de la ceea ce ai văzut cu ochii tăi de-a lungul acelor 25 de ani de presă creștină. Ce poți să ne spui după atâția ani și despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta, prin gura ta, prin efortul tău, da? Ai fost atâtea ori la microfon și ai făcut atâtea lucruri. Dumnezeu s-a folosit și de tine și pentru asta e mare lucru. Dumnezeu să fie lăudat că a îngăduit ca și tu și alții să fie folosiți. Asta ne dorim și noi și de aceea te rog, așa, uitându-ne puțin în spate și la chemarea aceasta pe care o avem, să tragi o concluzie, ca o încurajare sau știu eu, ca o concluzie din experiența ta proprie. Da, îți spun concluzia mea personală, Cătălin. Cum spuneam, cu ajutorul lui Dumnezeu, de 25 de ani sunt în radio și mă bucur, este o onoare pentru mine. Am lucrat 10 ani și în televiziune, de aproximativ 2 ani am reluat colaborarea cu o altă televiziune, cu 10 ani la Alfa Omega, de 2 ani la Credo TV și mi-a pus Dumnezeu așa pe inimă să scriu câte o meditație scurtă în fiecare zi, uitându-mă eu la sfârșitul anului trecut prin decembrie, uitându-mă ce conflicte sunt pe internet pe tema vaccinurilor, chiar din partea unor slujitori ai bisericii, am fost atât de necăjit de ceea ce am văzut, încât am spus vreau să aduc ceva pozitiv. Scriu câte o meditație în fiecare zi, nu cred că sunt geniale, dar scriu ceva și încerc să fac ceva pozitiv. Dar dincolo de toate acestea, mi-am dat seama că cel mai important lucru pentru mine este, și în mod real, cel mai important lucru pentru mine este relația mea personală cu Dumnezeu. Deci, cu gândul acesta vreau să-i las pe telespectatori. Dincolo de orice ai putea să faci în lumea aceasta, lucruri mari sau lucruri mici, lucruri pentru Domnul sau lucruri pentru lumea aceasta, lucruri pentru, eu știu, pentru familia ta sau pentru firma la care ești. Dincolo de orice ai putea să faci, este vorba de o relație pe orizontală sau pe verticală. Deci, pentru mine cel mai important lucru este relația mea cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Asta mă împlinește, asta îmi dă pace, bucurie, liniște, îmi dă echilibru. Faptul că știu că El este Tatăl meu și că nu mă teme de nimic, indiferent ce știri s-ar da la mass media, în mass media. Slavă Domnului! Nelu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. A fost o încântare să te revăd. Chiar dacă prin mijloacele acestea de comunicație modernă, prin internet, sper să ne revedem curând. M-am bucurat și din nou prin prezența ta am fost încurajat și eu. Sper că și telespectatorii noștri s-au bucurat de discuția noastră. Într-adevăr, vreau să închei cu concluzia aceasta. Avem nevoie de presă creștină și Dumnezeu să ne ajute, să ne acorde El tot ce este nevoie, toate resursele umane, financiare și tot ce e nevoie astfel încât să putem face lucrul acesta. Îți mulțumesc foarte mult! Cu drag, Cătălin, nu știu cum închei tu emisiunea, dacă obișnuiești rugăciune la sfârșit, dacă nu, după încheierea emisiunii rugăciune. Cum? Te rog frumos, dacă poți să faci o rugăciune pentru noi, pentru voi, pentru lucrarea aceasta, te rog să o faci. Chiar mă bucur că ai venit cu această propunere. Haideți să ne rugăm și să cerem ajutorul lui Dumnezeu și pentru lucrarea aceasta de presă creștină în România. Doamne Tată Sfânt din Cer, îți mulțumim din tot sufletul că Tu ești Dumnezeu în cer și pe pământ, Tu ești veșnic și nu te schimbi niciodată. Glorie și onoare Ție! Doamne, îți mulțumim pentru cinstea și pentru onoarea pe care ne-ai făcut-o să putem să vestim Evanghelia Ta. Doamne, te rog să îl binecuvintezi pe Cătălin Vasile, cu toată echipa lui, cu Productions Media, cu familiile lor. Doamne, te rog din tot sufletul să le dai Tu resursele de care au nevoie, să le dai Tu oameni, să le dai Tu susținători în rugăciune. Doamne, știm că cel mai important segment din mass media este mass media creștină, care duce vestea bună a Evangheliei, care le vorbește oamenilor despre Tine și despre Domnul Iisus Hristos. Nu mass media mainstream, nu cei care sunt pe primul loc în top sau care au banii, ci cei care îl duc pe Domnul Iisus Hristos. Doamne, te rugăm, ajută-ne să ducem vestea Ta bună a Evangheliei și mulți oameni să fie atinși de Evanghelie, să se întoarcă la Tine și să Te cunoască pe Tine, să-L cunoască, să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Te rog pentru toată mass media creștină, din România și din lumea întreagă. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat o voce a Ta, prin care oamenii să Te cunoască pe Tine. Îți mulțumim pentru site-uri creștine, pentru televiziuni creștine, pentru radiouri creștine, pentru tipărituri, literatură creștină, pentru tot ceea ce se face. Știm că în tot întunericul acestei lumi, acestea sunt, de fapt, sursele de lumină, de la Biblie și de la relația personală cu tine. Îți mulțumim, Tată Sfânt din Cer, Dumnezeule Atotputernic, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim, frate Nelu, fii binecuvântat, stimați prieteni. Și voi. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!